La Bisoca, pământul continuă să alunece. Autoritățile locale au instituit stare de alertă, însă nici prin această măsură localnicii nu pot beneficia de măsuri importante. Încă nu există o soluție concretă care să poată fi pusă în aplicare. Da, la solicitarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, instituția prefectului a emis un ordin prin care acceptă instituirea acestei măsuri la nivelul unității administrative teritoriale. Cunoașteți datorită alunecărilor de teren care au avut loc în zonă. La acest moment sunt afectate un număr de 9 locuințe, dintre care una nu a avut locuitori în ea. Ce se face concret pentru acești oameni pentru a veni în sprijinul lor? Există la fața locului o grupă operativă tehnică a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care acordă consiliere în baza stării de alertă, acordă consiliere Comitetului Local pentru Situații de Urgență în vederea monitorizării și a sprijinirii activităților pe care primăria le întreprinde pentru a veni în sprijinul persoanelor sinistrate. O parte dintre locuințele afectate de alunecările de teren sunt asigurate de sătenii, care sunt sceptici că vor primi despăgubiri. Niciunul dintre bisocenii afectați nu au cerut sprijin autorităților. Voi chema niște specialiști geologi ca să studieze terenul dacă este bun pentru construcție și cu sprijinul guvernului, cu ceea ce putem noi, le vom face case, că altă posibilitate nu este. Mai recuperăște materiale care sunt la casele lor. Da. Oamenii aveau locuințele asigurate? O parte da, aveau, o parte nu. S-au le-au expirat asigurările de foarte curând, puțin timp. Când a apărut legea, atunci erau toți asigurați. Acum, dacă nu s-a mai interesat nimeni de ei, nu era mai asigurat. Câte sunt asigurate? Cred că 4 sunt asigurate, de câte am înțeles. 4. N-am luat foto recepție exactă la ceea ce sunt sau nu asigurate, de încât am discutat cu fiecare în parte. N-am văzut documentele. În continuare, oamenii de la Bisoca, ajutați de pompieri, scot bunuri din locuințele afectate de alunecări. Între timp, un specialist de la Institutul de Geografie al Academiei Române, însoțit de colonelul Dan Manciulea de la ISU Buzău, fac măsurători și iau probe din zonă pentru a stabili ce măsuri se pot lua.